Putin a luat decizia chiar acum. Anunțul venit chiar de la Kremlin, totul se schimbă radical. Rusia a anunțat prin intermediul ministrului de externe, Sergei Lavrov, că următoarea fază a operațiunii speciale din Ucraina a început. Acesta a reiterat obiectivele Rusiei în acest moment, mai exact, eliberarea regiunilor prorusedonețc și lugansk. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat marți că următoarea fază a campaniei militare a Rusiei în Ucraina a început, centrată pe eliberarea completă a regiunilor proruse Donetsk și Lugansk. Schimbăm configurarea prezenței noastre militare în Ucraina. Operațiunea în estul Ucrainei are ca obiectiv, așa cum s-a anunțat deja, eliberarea completă a republicilor Donetsk și Lugansk. Această operațiune va continua, următoarea fază a acestei operațiuni începe, a declarat șeful diplomației ruse într-un interviu la postul de televiziune India Today, difuzat de instituția pe care o conduce. Și mi se pare că va fi un moment important al acestei operațiuni speciale, a adăugat Lavrov, primul înalt oficial din Rusia care confirmă public că marea bătălie a Rusiei pentru Danbas a început, notează EFE, potrivit agerpress. Lavrov a susținut că Ucraina nu a știut să aprecieze retragerea trupelor ruse, în urmă cu trei săptămâni din regiunile Kiev și Cernigov, Cernigov din nordul țării și din regiunea Sumă din nord-est. Schimbăm configurarea prezenței noastre militare în Ucraina. Acest lucru s-a anunțat imediat după reuniunea de la Istanbul din 29 martie. Am spus că, dat fiind că noi credem că ucrainenii au luat în calcul ceea ce ar putea constitui punctul de plecare al unui acord, noi, ca gest de bunăvoință, schimbăm configurația în regiunile Cernigău și Kiev. însă demersul nu a fost apreciat, ba chiar ei au organizat imediat Bucea, a susținut Lavrov.